Spune-l tu, că așa măcar pare că este la tine. Corect? Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou în direct, astă seară, alături de mine, ca de fiecare dată, este colega mea de birou, Cristina Vidu. Și, bineînțeles, mulțumim oaspeților noștri, ca de fiecare dată suntem primiți așa călduros și frumos de către Romi TV. Așteptăm să se completeze cumva grupul nostru. Mai târziu va fi alături de noi și Maria, doamna domnișoară, avocat Maria Marfi. Deocamdată aș vrea să vă prezint câteva puncte ale serii noastre. Știu că ne așteptați cu nerăbdare, am văzut online câtă lume ne urmărește astăzi când am anunțat că vom fi din nou în direct și vă invit, pentru că sunteți numeroși ca de fiecare dată, vă invit să ne adresați întrebările și sugestiile dumneavoastră și pe pagina de Facebook a Romit TV, dar ne puteți urmări în direct la televizor pe canalul 180 în acest moment. Și Cristina, vă spuneam, astăzi seară vrem să propunem câteva subiecte în așa fel încât telespectatorii noștri să pregătească câteva întrebări, câteva sugestii. Da, nu știu, poate punem un puncticel acolo pe probleme pensii, pe care le aveți pe cererile de pensii, unde e mai rezolvat. Bine, ceva, să zicem așa, scupuri care le-am primit de la IMSS, care avem niște date mai în ceea ce privește rapiditatea, să zicem așa, de a avea pensia din România sau cea din Italia. O să vorbim un pic de bonus sofito, care în momentul de față se dă pe Roma, doar pentru cei care locuiesc, au reședință, care nu au o casă de proprietate în afară de casa care, bineînțeles, în care stau în Afido. Da, da, sunt da. Anumite condiții acolo care trebuie îndeplinite. Exact, care trebuie îndeplinite. Și în primul rând să aibă Afido pe 2021, pentru că, de fapt, acest bonus Afido este pentru anul 2021, nu face referință la anul 2022. Deci propui să începem așa cu bonus Afido, liniile principale. Bravo, bravo. Apoi voi reaminti telespectatorilor noștri că în perioada aceasta se fac înscrierile și pentru examenul de cetățenie. Mai sunt câteva zile și am observat anumite școli și-au prelungit înscrierile. Secundul meu e frică de meloni. Apoi vă voi explica, au fost și foarte multe anunțuri greșite, mă rog, sunt eronate și mai mult decât atât este greșit ca noi să luăm în considerare, să luăm drept bun tot ceea ce citim pe internet. Și după acest subiect despre cetățenie și înscrierile la examen sau la testul de limbă italiană, vom vorbi puțin despre contractele de muncă cu Cristina, da, și care sunt noutățile sau ce s-a mai întâmplat săptămânile acestea cât noi am lipsit în materie de pensii, pentru că spunea Cristina mai devreme că sunt anumite, dacă vrem să le numim informații așa, noutăți care sau mai, da, exact, informații mai bine, mult, cred că asta, mult mai bine că, spus păcate, că avem sunt informații care sunt induși în eroare de casele de pensii din România. Chiar astăzi am avut o discuție mai bine de jumătate de oră cu casa de pensii de la Brăila în cazul nostru astăzi, pentru că aveam două cerințe de acolo și chiar le explicam dânșilor cum merg lucrurile în Italia în ultimii 2 ani de zile și chiar ei îmi specificau că ei, din păcate, aveau probleme cu casa de pensii de la Terni și de la Perugia pentru că nu răspundeau la cerințele pensiilor care le fuseseră de piese dosare de pensii care au fost depuse cu 2-3 ani în urmă și care nici măcar în ziua de astăzi nu reușeau să aibă răspunsurile necesare în practic. Și de asta, ca să, într-un fel sau altul, o să elaborez un pic acolo acest subiect. Haideți să începem subiect cu bonus Afito care se întâmplă în acest moment în Lazio. Da, da? În Roma. Comune din Roma, în primul Roma, rând. Da? În primul și în primul și rând. Poate se va dezvolta sau poate va fi aprobat și de alte... Au fost. Adică alte primării. Comune de Guidonia a avut acum o lună, Comune de Tivoli a avut și el acum vreo 2-3 săptămâni. Adică după mine, fiecare persoană, trebuie să în funcție urmărim, unde locuiește, să se intereseze și acolo, pentru că, clar, genul ăsta de bonusuri nu sunt o chestie care durează o săptămână. Okay. Sunt lucruri care durează o lună, minim, pentru a putea depune acele cereri, să zicem așa. Și pot să te întreb care sunt, cum să zic, haideți să începem așa, care sunt condițiile necesare pentru a cere acest bonus Afito?
În primul și în primul rând să ai reședință în Roma. Să ai reședință în Roma, da? După care, după ce avem reședința, dar nu numai să avem reședința în Roma, să avem reședința și în acest imobil unde noi vom cere bonusul Affitto. Adică, efectiv, dacă noi avem un contract de Affitto, trebuie să avem reședința în casa aceea unde avem contractul de Affitto. Pentru că, logic, aparține de Roma. În al treilea rând, trebuie să avem contract de Affitto din 2021. Adică trebuie să fie pe orice dată, nu trebuie neapărat să fie de la începutul anului, pentru că calculele în ceea ce privește suma care va fi dată ulterior către cei care fac cererea, va fi luată în considerare și de când a plecat contractul, că a plecat la începutul anului, că a plecat la jumătatea anului sau că a plecat la sfârșitul anului. Se va lua în considerare un maxim de 40% din valoarea care a fost plătită. În ceea ce privește o altă condiție care este luată în considerare este IZE. În bază la IZE sunt date anumite sume. Dacă este sub 14.000, dacă este deasupra la 14.000 și până în 24-25.000. În ceea ce privește ulterior cererea, sunt nevoie de informațiile persoanelor care fac parte din nucleul familiar. Foarte important. Știm foarte bine că sunt foarte multe persoane care încearcă să obțină anumite beneficii făcând IZE-ul în funcție de cum îl declară dânsii. Dacă IZE-ul ulterior nu este efectiv, nu scoate în evidență statul de familie propriu care rezultă la comune, luați în considerare că acest bonus vine cerut la comune. Deci primul lucru care el verifică este că IZE-ul care tu îl prezinți este într-adevăr cu ceea ce rezultă la comune în statul de familie. Adică dacă o persoană este cu copilul, a făcut IZE doar persoana cu copilul, dar de fapt trecuiește și cu părinții, care sunt rude și clar fac parte din acest statul de familie, să nu se aștepte că dacă fac părinții IZE-ul separat, le va fi dat ok-ul pentru acest bonus Affitto. Da, trebuie să fie conform cu realitatea. Bravissima, pentru exact că acest lucru fiind un bonus de comune, da. Clar, primul lucru se verifică acest lucru. Da, da, da. Da. Așa, da. Și ulterior se vin cerute datele de înregistrare la contractului de Affitto, de când și până când, unde a fost înregistrat, pe numele cui este înregistrat și, nu în ultimul rând, IBAN-ul, adică coordinatele bancare, contul, numărul de cont efectiv, unde trebuie să fie vărsat acest bănuț odată ce vine lucrată cererea. Trebuie să luăm în considerare că ca și orice altă cerere care vine făcută, orică este comune, orică este IMS, orică este INAIL, nu sunt lucruri care azi le-ați făcut și peste o săptămână, două aveți banii sau că într-o lună aveți banii. Luați în considerare că de cele mai multe ori este un anumit timp, o anumită perioadă în care se primesc cereri. Cererile în cazul nostru sunt până pe 5 noiembrie. Luați în considerare că până pe data de 5 noiembrie nu o să primiți banii, pentru că ei până atunci încă așteaptă și primesc cererile persoanelor care încă nu au făcut cererea. Evident, deci este evident că după ce se închide bando, mano-mano începe să se lucreze aceste cereri și ulterior o să dea și bănuții. Din păcate, am avut experiențe bune și experiențe rele. Pe perioada COVID-ului au durat poate și un an de zile să vină acest bonus Affitto. Pe perioada exact înainte de bonus de COVID, adică undeva în 2019, s-au dat și într-o jumătate de an. Dar, din păcate, timpii, trebuie să luați în considerare că nu se cunosc de către noi pentru că nu vin specificați. Noi ceea ce vă putem ajuta este să vă spunem condițiile necesare, să vă ajutăm să faceți cererea și ulterior să așteptați ca comunele să verifice toate datele, pentru că sigur o să verifice date și ulterior să vă facă plata în ceea ce privește bănuții. Da. Bine, noutatea nu este o noutate. Faptul că anul acesta se face, cam mai toate serviciile care se fac online, se face prin SPID, da? Da, clar. Ok. Cartea de identitate, cumva ușurează, electronică. Da, da. Cumva ușurează această procedură pentru că, bineînțeles, se transmit documentele mult mai repede, nu mai trebuie să stea să verifice tot ce înseamnă e-mail-uri sau atașamente, documente atașate, ci pur și simplu totul se face prin această aplicație online a primăriei din Roma. Ajungem la acel punct, exact cum spuneam, niciun serviciu fără SPID.
cine încă nu crede în acest PID, este bine să înceapă să creadă. Deocamdată, noi credem în unire. S-a unit alături de noi astăzi seară și Maria, pentru că vine tocmai din Republica Moldova. Bună seara tuturor! Da. Bună seara, Maria! Bună seara. A fost trafic astă seară, da, nu-i așa? Da, da, bun. Am găsit un pic. Știm, pentru că este vreme urâtă la Roma, pentru că degeaba s-a scumpit motorina și benzina foarte mult, toată lumea pleacă de acasă cu mașina și se întâmplă și lucrurile astea, da? Da, da. Și, ca și să... în plus este vineri și vinerea toată vremea lumea iese. Toată lumea iese. Da. Da. Clar, clar. Avem ceva de făcut. Cumpărături, plimbare, restaurant, orice se întâmplă vinerea. Nu? Sau chiar dacă plecăm din localitate, plecăm vinerea, pentru că așa avem weekendul complet să stăm în afară. Bun. Noi am început emisiunea noastră și am vorbit puțin despre Bonus Affitto. Da? Da. Am întâlnit multe cazuri și multe întrebări în perioada aceasta despre aceste bonusuri, dar am întâlnit și un caz foarte special despre care eu aș vrea să te întreb astă seară. Și scurt, eu am un caz rapid. Scurt care Cristina să are, deci bine ai venit în emisiune. Avem întrebări pentru tine. Între timp mi se agață puțin și părul. Ce se întâmplă dacă fac cerere de bonus 200, bonus Affitto, bonus, bonus. Că în momentul în care fac cererile, am avut numele de dinainte de căsătorie, dar am luat cetățenia italiană, am revenit la numele din certificatul de naștere, da? Da. Am făcut cererea asta de bonusuri exact în momentul în care făceam eu tranziția de la un nume de familie la altul, da? Dar în Italia totuși am făcut cerere să revin din nou la numele de căsătorită, pentru că 35 de ani cât am fost căsătorită, am avut numele soțului meu. Da. Și îmi doresc să-i port numele în continuare, pe de-o parte, pe de alta, toate documentele mele, contractul meu de muncă, toate contribuțiile actele, plătite, tot este cu numele de căsătorită, cu numele soțului. Da? Da. Ok, nici unul dintre bonusuri nu mi-a fost recunoscut. Pentru că aveam această problemă a numelui. În momentul de față, eu sunt o persoană nouă pentru statul italian, da? Da. Cu un nume pe care nu l-am avut niciodată în Italia. Îl am de câteva luni, de un an de zile. Pot eu, prin intermediul tău, da? Să fie, da, să de cerut o reexaminare din partea la IMSS cu toate dovezile că persoana, spunem, cu numele de soț și cu numele de nubilă este aceeași persoană. Trebuie să ai tipul decretul de concesiune de la cetățeanța italiană. Corect, acolo da. Vin reprezentate amândouă familie, da. Și de fapt, spunem, de nubilă și de căsătorită. Și ar fi și mai de ajutor să aveți, de exemplu, un certificat din partea la consulat care spune că sunteți tot aceeași persoană. Ar fi foarte bine. Una și aceeași persoană, acest document întrebare. A fost folosit la prefectură în momentul în care am depus cererea pentru schimbarea numelui, da? Da. Și oricum este poate să unul fie dintre... folosită și aceeași. Deși da. Oricum pentru prefectura nu răspunde repede, da. Adică are timp lungi. Da. Mi s-a spus că sunt foarte multe cereri și foarte puține persoane care lucrează. Nu, eu ceea ce vreau să înțeleg este altceva în schimb. Doamna a schimbat, ok, a schimbat numele și a pus numele de domnișoară în din momentul certificatul de față, de din certificatul naștere. De naștere. De dar când însa, da, când, ca să înțelegem diferența între cele două, mă refer. Când însa a făcut acest schimb, ea automat a trebuit să se ducă să facă un nou codice și a comunicat un nou la comune. Acest lucru. Și a schimbat carta de identitate, da, clar, codul dar fiscal, în general totul. La comune se face colegamentul cu codicele vechi de fiscal. Da, pentru că și ar trebui să vină în automat da, toată chestia asta. Ar trebui, dar foarte des spunem... Ar trebui, este un cuvânt. Da, da, este, cum zice, probleme de comunicare, spunem, între administrație publică. Da, dar și nu dacă între, este comune, nu între comune din Roma și IMSS-ul, nu. Când se face comunicarea cum trebuie, nu există problemă de genul ăsta. Poate, iată, nu s-a făcut comunicarea cum trebuie, cum zici tu. Da. Da? Dar în cazul ăla pleacă totul de la comune. Respinse toate. Atunci totul pleacă de la comune. Degeaba îl trimitem noi la IMSS. Pentru că, din păcate, cum știm foarte bine, de un an și ceva încoace, nu agenția de reîntrate face colegamentul între codicele fiscale. Face direct doar comunele. Cred că Maria se referea la a face o cerere de reexaminare a dosarelor către IMSS, nu la primărie și da, nu dar la, în același timp nu la agenția s-ar putea de reîntrate. Ca IMSS-ul să nu poată să-i dea ok-ul până când nu-și regularizează poziția măcar, la comună.
Măcar pentru să aibă un răspuns, pentru că instanța, nu se știe motivul. Instanța se face congiuntă, se face, spunem, și la comună și la IMS. Contemporan vine transmis în două cărți. Da, dar asta vreau să zic. În primul și în primul rând, doamna probabil va trebui să știe că de unde pleacă eroarea este cei care poate să facă în primul și în primul rând unificarea pozițiilor, care în momentul de față este doar comune, cel puțin pe Roma. Cel puțin pe Roma, știu sigur că nu ți se mai permite nicăieri, chiar dacă te duci la IMS și spune, uite, sunt aceeași persoană, îi spun, ok, du-te la Roma, la comune, reglează situația și da, ne trimiți între timpul de examinare și toate cele. Dar între timp tu trebuie să înțelegi că trebuie să oricum să-ți regularizezi poziția la comune, pentru că dacă nu, tot timpul vei avea problema asta. Da, da. Dar în sens, când se face o, spunem, o instanță, cum eu o numesc congiuntă, când se face și la IMS și la comună, vine informat contemporan și comuna și IMS-ul care este problema. Noi cerem să activeze organul, spunem, competent. Pentru că în realitate când vine comunicat, spunem, la IMS, IMS-ul, sunt, cum se spune, administrație unică, consideră ca o persoană, cum ar fi unică asociator, trebuie ei să transmită actele, spun, la administrarea competentă, dar nu a vine așa ceva. Deci aia, eu toată vremea când transmit cererea, transmit contemporan și la comună, spunem, și la IMS, pentru că așa se activează, spunem, care organ administrativ, care, acel care este competent. Perfect, ok. Ok. Deci oricum s-ar putea face ceva în acest sens, da? Da, da, da. Și chiar dacă perioada respectivă de bonusuri, gen cum a fost cel pentru 200 spunem de euro... Spunem că aici nu este vina lui doamna. Aici administrarea trebuie să rezolvă problema, pentru că doamna are dreptul, dacă are rechizitele, spunem, de lege. Le-a avut. Aici... Le-a avut, le are în continuare. Bine, le-a avut și în momentul în care a făcut cererea, dar din păcate s-a întâmplat această dificultate și era cumva și foarte supărată. Cum eu? Dar eu, uite, asta. Numai că probabil cei care i-au făcut cererile, nu au știut la un moment dat să-i mai răspundă, să-i răspundă și de ce i-au fost respinse. Cu siguranță un răspuns de la IMS a venit, dar trebuie făcut cum ai zis tu, nu? Da. Și vorbind despre aceste schimbări și despre cetățenia italiană, pentru că cetățenia a fost acordată tocmai cu numele din certificatul de naștere, da? Este bine să vă reamintesc în acest moment și despre aceste înscrieri care se fac în perioada aceasta, înscrierile la examenul de cetățenie, mai aveți puțin timp doar pentru sesiunea care urmează, nu mai aveți puțin timp și apoi nu vă mai puteți înscrie. Vă puteți înscrie, de fapt, aproximativ de, dacă nu mă înșel, de 3 ori pe an, dacă nu chiar de 4 ori, contează foarte mult cum se organizează școlile. Câte examinări organizează școli. Nu mai vrem COVID, în niciun caz, oricum nu se mai vorbește despre, lumea este liniștită, acum se face totul foarte transparent și fără foarte multe reguli legate de acest lucru. Vă reamintesc, vă puteți înscrie pentru testul de limbă italiană, există școli care fac diferența între B1 cetățenie și B1 simplu, da, normal. Este bine dacă vreți un examen, o examinare, un test, o testare mai simpluță să apelați la aceste școli care fac B1 cetățenie, da, B1 cetățenie. Și ce vă mai spun, nu expiră acest certificat, pentru că toată lumea se preocupă, dar dacă eu fac cererea de cetățenie peste 5 luni, peste 6 luni, peste un an, nu expiră aceste certificate, sunt perfect valabile, de fapt pe ele nu este scrisă o dată de valabilitate, de la până sunt la. Este mai certificat cazierul judiciar are scădere. Da, cazierul, clar. Dar eu voiam să punctez acest lucru, pentru că mai avem și alte subiecte în această seară și voiam să subliniez că se fac aceste înscrieri, că mai sunt puține zile. Nu expiră certificatele și nu sunteți obligați să faceți cursuri. Pentru că foarte multă lume mă sună și mă întreabă, dar de ce mi-au zis de la școală că eu trebuie să fac nu știu câte ore de curs? Pentru că nu am timp, pentru că nu vreau, pentru că cunosc bine limba italiană și nu am nevoie. E o altă precizare care aș dori să fac, pentru că multe persoane cred că certificatul cazierul judiciar trebuie să fie valabil până când primești cetățenia. Nu, trebuie să fie valabil în momentul când vine transmisul. Da, referitor la valabilitatea documentelor, poate să fie, putem să depunem cu un cazier valabil până azi. Dacă noi depunem astăzi, el este luat în considerare, în momentul în care a fost depus. Am ținut mult să vă reamintesc acest lucru. Ok, revenind la... Să trecem la următorul subiect, oricum facem așa un carambul astă seară.
trecem prin mai multe, ca să ne implicăm pe toate în discuție și pe dumneavoastră, dacă aveți ceva întrebări. Eu am văzut ceva comentarii pe Facebook și chiar vă mulțumesc. Și am o întrebare. Cristina, cred că ești direct interesată. Doamna Mihaela Guru întreabă câte ore de permese retributive avem și care sunt obiectivele pentru a le folosi. Și așa intrăm în contracte de muncă, pentru că totuși am dorit noi să vorbim despre asta. Depinde la ce fel de contract se referă doamna. Despre contracte. Doamna Guru, ori ne sunați și ne explicați în direct. Colf badantă, nu avem permesii. Ok, este proastă. Da, da. Tocmai de asta okay. N-am vrut să știu, n-am vrut să fiu chiar așa de... Da, da, da. Deci, doamna Guru, ori ne sunați, ori ne scrieți mai multe informații despre tipul dumneavoastră, tipul de contract pe care îl aveți, da? Și voiam să discutăm puțin astăzi despre tipul de contracte de muncă. Se fac din ce în ce mai puține contracte, am observat. Lumea se plânge din acest punct de vedere, da. Din cauza taxelor foarte mari, da, din cauza situației actuale care devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Chiar mă gândeam și zilele astea la un am fapt că... Am ceva întrebări pentru, da, pentru da, da. Partea moldovenească dintre noi. Da. Da? Am văzut și... că făceam o diferență. La 2018 un contract de 54 de ore se plătea undeva la 500 de euro, acum s-a ajuns la 700 de euro contributele. Da. Trimestrale vorbim. Da, da, da. Deci se măresc contribuțiile. Da. S-au mărit contribuțiile, da? Dar nu se mărește baza. Nu. Plata nu. Pe oră, nu se mărește, da? Și din cauza aceasta foarte multă foarte lume puțin. Face contracte ori pe foarte puține ore, ori nu se fac deloc, da? Și eu am din ce în ce mai multe cereri pe partea asta de am lucrat pentru o societate SRL nu știu cât timp, nu am fost plătit luni de zile de salariu, nu mi-au dat TFR-ul sau lichidarea, nu mi-au plătit concediile și nici nu am luat concedii. Lucrurile astea așa, da? Și am o întrebare strict pentru tine, am o întrebare și pentru tine, am o întrebare pentru câte o întrebare pentru amândouă. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu SRL-ul dacă îl dau în judecată și firma, da, respectivă și nu are nimic pe numele societății. Adică, la final, pentru că concluzia noastră care este? Avem sau nu avem ceva de câștigat dacă până la urmă SRL-ul acesta nu are nimic? Dacă vine declarat, spunem, falimentul de societate și vine făcută procedura de lichidare, spunem, de patrimoniu care are toată societatea, toate, spunem, banii care au rămas, într-acel caz, creditele de lavoro, cum se zice aici, sunt credite privilegiate și cu unde are persoana, dacă depinde, trebuie ceva, are societatea toată vremea un SRL, toată vremea are ceva. Depinde, dar dacă nu, cum zice, vine declarată falita și chiar și... Nu era aia întrebarea. Nu era aia întrebarea. Lasă ceea ce ia de la IMS. Ea se referă dacă tu dai o persoană în judecată, o un SRL, un SRL în judecată. Nu, ea a spus dacă societatea nu are nimic. Da, dacă nu, apunte, nu are dacă nimic. Nu are nimic, dar nu că dă faliment. Societatea nu are nimic. Nu, dar tu poți să ceri să fie declarată și faliment. Poți să ceri falimentul societății? Da, dar depinde că trebuie să ia, dacă eu am de luat de la 10.000 de euro, degeaba cer, pentru că cu 10.000 de euro nu pot să fac faliment, să declare faliment. Dar dacă vine mai multe persoane sentință, din acea spunem, societate? De la tribunal, și sentința e titol, spunem, e titol, 10 ani. Tu ai 10 ani ca să exercitezi sentența, să recuperi, spunem, sumele care de la societate. Spunem, astăzi nu are nimic. Nu zici că mâine nu are nimic. Pentru că de obicei are un contract, nu închid, să, nu? Dacă are un apalto, are tot, poate să fie pignorat-o și spunem și apalto, pentru că nu vine plătit societatea, mai vine plătit... De obicei, persoana. Cei care se găsesc în situații de genul ăsta, numai dacă crede-mă, fac în negru. Apunto, cei care încep cu chestii de genul ăsta și care se găsesc cu persoane de genul ăsta, societăți, nu fac chestiile ca să mai rămână regulă, că știu aproximativ de toate situațiile astea. Quindi, pe probabil ceea ce vrea să știe Mirela este dacă știm deja că el nu are nimic de proprietate, tocmai pentru că știe că are tante, da, dar în cazul tante, acesta... Cred că Maria încerca să spună că dacă totuși nu ai, societatea nu are nimic, putem totuși să recuperăm ceva de la IMS doar dacă falimentează societatea da, respectivă, da, da. Altfel da. Nu?
Este dificil altfel. Pentru că ultimele 3 luni, spunem, de salariu și TFR-ul poate să fie lichidate de către IMSA. Da. Dar în cazul în care sunt mai mulți angajați ai aceleași societăți, sunt 4-5 în aceeași situație, pot ei cere falimentarea societății? Da, depinde, e mai de, ușor? Da, depinde de la cât, de la, de sumă. De la sumă. Depinde de sumă. Cât deci are, tot timpul, de, cât au de tot timpul contează este cât, un care este minim suma. De vine, sumă de, vine de import. Da, vine valutată, spunem, poziția pe mercat la societate. Dacă, da, dacă poate să exerciteze înainte pe o sau vine valutate toate, dacă poate, spunem, credite câteodată, problema noi nu sunt numai salariile și TFR-ul, dar și contributii poate nu au fost plătite. Sunt, vine în afară, vine făcute niște îndagi în care iese mai mult în suprafață în cazurile okay. astea. Și e o procedură nu e scurtă, e foarte lungă. În general, sfătuim ce telespectatorii noștri să încerce un acord? Da, un acord, dacă este posibil, de rateizațiune, cu care, dacă ai titlul, datoriile vor să împingă chiar și pe rate, să întoarcă, spunem, suma. Pentru că în așa caz, spunem, nu toți banii astăzi avem, dar avem în un tot ani. Perfect, ok. Și este, spunem... E o soluție. Da, e una din soluții, că în cazul când știm că societatea nu are nimic, una din cele mai bune soluții, pentru că dacă nu vine respectat, spunem, planul acordul, planul de rateizațiune, noi, dacă avem un titol, spunem, un titol judiciar sau un titol de inspectoratul teritorial de lavoro, pentru că nu este numai necesar să mergem la judecător, da, poți să mergem și la inspectoratul teritorial de lavoro. Dacă avem titlul care, spunem, chiar și verbale de acord de inspectorat teritorial de lavoro, noi putem să cerem tot la tribunal formula executivă. Formula executivă este titlul 10 ani. Și dacă găsim, spunem, ceva într-un viitor, că are ceva societatea, poți să pignorăm. Poate ești, spunem, deblocat și... Rămâne acolo timp de 10 ani de zile? Nu, nu rămâne acolo în timp de 10 ani de zile. Este o procedură toată pentru tribunal, care tribunalul spune, dacă este pignorat, spune, un cont curent, atunci judecătorul fisă în audiență la care merge avocatul și în aceeași audiență judecătorul ordinează la bancă să transfere banii pe contul, spunem, la fostul angajat, pentru că cazurile... Cu speranța că sunt bănuți în cont. Da, sau dacă are ceva, spunem, un patrimoniu, spunem, ceva machinari, poate să fie pus în vendita, tot la asta, però e o procedură foarte gustoasă, cu vendita nu e ceva convenient, pentru că multe cheltuieri vine plătite și custodia la, spunem, la beni care au fost pignorate, la tot, procedura, cea, pignoramentul de coze precise, nu cea. Ca să nu mai spunem că ei poate să și scape de ele până să le vândă și alte cele până, da, să ajungi tu să faci pignoramentul. E foarte, deci, foarte, foarte ceva complicat. Nerealizabil pe ditantă. Da, este... Sunt mai rapizi cei din societate decât cei care trebuie să facă verificările. Clar. Okay, adică știm foarte bine, nu, că dar, de obicei vinzi totul și atunci rămâi cu nimica. Spunem, eu din punct de vista juridic, dacă am titlul, notifichez actul de precetto, care ar fi actul de intimațiune cu care cer la debitore să plătească suma care trebuie în 10 zile. Dacă nu am, în 10 zile nu plătește, da, este posibilitatea de făcut o instanță la tribunal, la prezidente del tribunale, cu care vine cerut o autorizare ca deci la agenție de entrate, o depinde pentru procedura varie în bază la tribunal, tribunal de veletre, în exemplu, face direct prin oficial giudiciario, face o indagine pe persoană, pe persoană juridică, la toate persoane. Da. Face o indagine și găsește toate conturile, tot ceea ce are, declarație redituală, face o indagine pe persoană juridică. Alte tribunale, spunem Latina, Roma, dă o autorizare direct să transmitem cererea la agenție de entrate și agenția de entrate transmite o relațiune cu tot ceea ce are, spunem, el debitore. Ok, dacă se găsește ceva. Da, astea okay. sunt, spunem, ricerche autorizate, pentru că bine făcute cu autorizare de tribunală, e ceva legit, ceva care conform legii.
Okay. Este și posibilitatea asta, spunem. Okay. Eu știu că mai este avem un risc, schimb, dar mai e un mod ca de recuperat sumele care... Mai am, în schimb, o întrebare interesantă pentru Cristina, care tot la fel mi s-a întâmplat zilele trecute. În cazul în care încep contractul de muncă acum, da? Este societate SRL. Bineînțeles, nu cunosc societatea respectivă, nu știu dacă va fi în regulă, voi fi plătită la timp în fiecare lună, etc. Se pune problema la început de drum, să zic așa, cu societatea respectivă, se pune problema acestui TFR sau lichidare. Am posibilitatea să aleg unde să păstrez lichidarea până la sfârșitul raportului meu de lucru. Este trebuie model, neapărat să fie în este societate. Este un model care vine dat de către societate pentru a fi semnat. Majoritatea dintre noi care lucrăm, români care lucrează, români, moldoveni care lucrează, poate și italieni, da? Nici măcar nu sunt la cunoștință de aceste... Dar de obicei societatea dă aceste modele. De acest sistem. Poi că suntem noi ignoranți și semnăm orice și nu ne uităm și nu ne ducem ulterior la un profesionist care să fim sfătuiți, aia este partea a doua. Știi ce mi-a spus mie odată poliția? Mi-a zis, ignoranța se plătește, doamnă. Poliția mi-a spus chestia asta. Pentru o multă care am plătit-o și după aia n-au putut să mai fie reimbursată pentru că nu am citit bine verbalul. Pentru și că riscul la final de contract, nu? Este să nu ne plătească societatea TFR-ul, corect? Da, corect. Pero ideea sunt mulți este care se plâng că de acest ca lucru. Să poți să existe o alternativă, înseamnă că trebuie să ai un cont previdențial, trebuie să ai un fel de asigurare, un cont complementar care într-un fel sau altul vine transmis în fiecare an de către societate versamentul respectiv, dar tu nu poți să atingi banii ăia. Banii ăia, contul ăsta după complementar... După cât timp pot eu să încep să cer TFR-ul? Asta este în funcție de fiecare politică a băncii unde tu ai făcut acest cont complementar previdențial. Nu, cu societatea. După cât timp pot să încep? TFR-ul meu se acumulează în societate, da? În acest moment. Okay? Da. După cât timp am eu dreptul... După 7 ani, în general. Să îmi cer un avans al de... Avansul nu poate să nu e obligat nimeni să ți-l dea. Deci avansul, nu sunt obligat. Avansul sunt niște condiții care, dacă angajatorul tău le ia în considerare și are disponibilitate și vrea să-ți facă cortezia, după 7 ani... O favoare, practic. O favoare, practic. Nu, dar nu, nu este o lege care te obligă că trebuie să-ți dea ție TFR-ul dacă tu ai decis că TFR-ul rămâne în societate până la sfârșitul raportului. Ok, da. Da, adică trebuie să fie un familiar sau tu într-o situație foarte prostă în ceea ce privește sănătatea, adică foarte gravă, tipul articolul 3,3, sau trebuie să îți cumperi prima casă, sau sunt niște condiții un pic mai speciale, să spunem așa, dar aceste condiții nu înseamnă că e o lege care, și chiar o rog pe Maria să mă contrazică, dar eu de așa știu, cel puțin, că este o decizie a datorului angajatorului dacă poate să ți-i dea și dacă are și dacă dorește să ți-i dea, dar nu că este obligat să o facă. Nu este obligat. Deci nu este o obligație. E adevărat, Maria? Da. Deci nu e obligat. Deci nu ne contrazicem, spunem toate la fel. Avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Mariana. Vă chem de la Roma. Bună seara, doamna Mariana! Aș vrea să vă întreb, în momentul în care eu schimb rezidența, se schimbă automat și la codicile fiscale? La ce vă referiți? Trebuie să anunț eu la Agenția de Intrate? Nu, la agenția de intrate nu trebuie comunicată reședința. Inițial, noi declarăm unde locuim, să zic așa, în momentul în care facem codul fiscal pentru prima dată în Italia. Trebuie să declarăm în domiciliu al nostru unde ne aflăm fizic. Știu. Dar eu după... am cerut tesiera sanitară, da? Și mi-a dat doar fotocopia. Și am văzut că nu mi-ajunge la adresa unde am lăsat. Am mers din nou și am întrebat de ce nu mi-ajunge și mi-au spus, păi, dar dumneavoastră v-am trimis-o unde aveați adresa de pe codicile fiscal. Acela, dumneavoastră unde ați luat tesera sanitară? Nu cumva ați fost la ASL pentru asta? Ba da. Ok, și de acolo apăreați cu ce adresă? De pe vechiul, de pe codicile fiscal, prima adresă care am dat-o. Acolo trebuie modificată adresa dumneavoastră pentru că ASL, totodată și ASL vă poate trimite această tesără sanitară, da? Direct la ASL trebuie să merg. Mi-a spus că trebuie să merg la agenția de reintrate să schimb rezidența și...
reședința la agenția de reentrate, din păcate, o puteți cere prin agenția de reentrate să vi se trimită tesera sanitară la adresa pe care o aveți în acest moment. Dar în același timp, în momentul în care v-ați schimbat dumneavoastră reședința, acea adresă este comunicată și către ASL. Zic bine, Cristina? Da, în principiu așa trebuie să fie. Dar noi când facem o cerere... Dar dumneavoastră aveți deja cambiu rezidența la bun sfârșit. Da. Asta mi-e puțin... Când ați făcut cererea de cambiu rezidența? Mi-e puțin neclar. Am făcut-o acum o lună, deja mi-a venit săptămâna trecută. Ce v-a venit? Ce anume a venit? Ok, că a fost acceptată și... Și dumneavoastră când ați cerut tesera sanitară? Cartea de identitate. Da, dumneavoastră când ați cerut tesera sanitară, da, în schimb? Da, exact, dacă ați cerut. Am cerut-o acum câteva luni. Numai. Deci, cred când că v-ați răspuns, cred că vreau să răspund singurică, da, la momentul de față. Ați cerut-o când încă aveați adresa de dinainte, da? Și este normal că apăreați atât la ASL, cât și pentru agenția de reentrate, apărați cu acea adresă. Odată ce schimbul de reședință încă nu s-a făcut, evident, aceste instituții v-au trimis acolo unde erați înregistrată. Okay. Deci da? Acum eu dacă merg din nou la ASL, că este aproape de mine, cu rezidența... Dacă trebuie să vedem în primul rând dacă aveți o înregistrare a poliției, da. Că cum funcționează, ceea ce ați făcut dumneavoastră este o cerere de cambiu de rezidență. Au venit. Okay. Dacă mă lăsați să termin, poate înțelegem mai bine toți. Deci nu este doar că trebuie să treacă poliția. Durează. La început ne vine acceptată cererea de când am făcut-o noi pentru cambiu rezidența. Ulterior vine poliția și la o săptămână, două după ce vine poliția, ne vin confirmate că într-adevăr reședința, într-un fel sau altul, a ajuns la bun sfârșit. Deci acum nu știu când va veni dumneavoastră poliția. Nu, mi-a venit că este totul ok. Deci am făcut și cererea pentru cartea de identitate. Faptul că ați făcut cererea de cartea de identitate nu înseamnă că reședința dumneavoastră a ajuns la bun sfârșit. Când a venit poliția la dumneavoastră? Săptămâna trecută și la câteva zile deja a venit pe poșta electronică confirmarea că... Ați avut fine procedimentul. Da. Ok, dacă ați primit fine procedimentul, atunci puteți să luați în considerare că, într-adevăr, reședința dumneavoastră a ajuns la bun sfârșit. Ok. Deci, încercați să refaceți cererea de testere sanitară în acest moment, da? Okay. Se poate reface cererea și la agenția de reentrate. La ASL. La ASL, da? Dar din acest moment. Pentru că, deci, într-adevăr... La ASL, dacă merg în acest moment, deja am confirmat rezidența... Bravissima. Ar trebui să fie deja acolo toate bazele de date. Cu drag. La revedere, o seară bună. La revedere. La revedere, doamna Mariana. La revedere. Ideea este că întotdeauna trebuie să ținem cont de timpul tehnic între un lucru și altul. Și din păcate sunt primării care lucrează foarte repede. Iată, doamna Mariana a avut într-o așa o experiență pozitivă. Sunt primării la care trebuie să așteptăm și 7-8 luni de zile pentru schimbul de reședință. Acum depinde. Ce noroc avem, că eu nu mai știu cum să-l numesc, dacă nu, ăsta nu se numește noroc până la urmă. E noroc. Da. Și într-adevăr, cred că este și anul în care, sau anii, în care se aliniază cumva toate aceste sisteme informatice. Da. Pentru că noi câteodată vedem comunică, altădată vedem nu comunică. Da? Da. Și deși știm care este regulamentul și ar trebui să zicem, dar a fost comunicat, oricum, este totul foarte bine, după găsim că, de fapt, rezultatul final este că nu s-a comunicat la timp sau că acea cerere nu a fost lucrată la timp. Da, este o perioadă, nu știu dacă să zic, bizară, dar este o perioadă ciudată pentru toată lumea, pentru că se întâmplă foarte multe chestii noi în jurul nostru, pentru că simțim așa presiunea... Excesiv, Anții, dacă mă întreb pe mine. Da. Excesiv de multe lucruri noi. Simțim așa și presiunea modificărilor, dar și presiunea asta a nu știm ce se va întâmpla Bravo. Mâine. Da? E adevărat. Și este un pic de teamă, amestecat cu necunoscut, amestecat cu frustrare de multe ori, lucruri care nu se termină, lucruri începute și neterminate, nu? Oricum, să încercăm să facem așa puțină lumină asupra lucrurilor, să mai răspundem la o întrebare. Cristinel, am întrebări pentru tine. Între timp pot să pun și o întrebare lui Maria, te rog frumos. Te rog. Deci, am și vorbit cu domnul și o să te și sune luni.
și sper din tot sufletul să poți să-l ajuți. În ce sens? Dânsul a venit cu mine acum câteva săptămâni, a venit la mine acum câteva săptămâni cu o scrisoare în care îi se cera pentru o mobilitate, Mina comandă, care a luat-o între 2014 și 2015 și erau, dacă nu mă știu, nu mai țin minte, dacă 8.000 sau 12.000, insomma, o sumă de genul ăsta. O să vină dânsul direct cu scrisoarea la, o să te sune dânsul și o să alimite dacă o să ai posibilitatea să-l ajuți, o să-ți aducă toate documentele necesarele să le vezi. Și această letere a ajuns anul acesta, gen iulie sau septembrie, nu mai țin minte exact, în care îi se certau banii aceștia. Dar făceau referință la niște bani încasați, dați de către IMSS, către dânsul, încasați de către dânsul, pentru această mobilitate, pentru anul 2014-2015, în condițiile în care noi suntem în 2022. Adică există o perioadă și ulterior, știind că există o perioadă în general la multe, să zicem așa, proceduri, instituții publice, există perioada de prescriere de 5 ani, vreau să știu dacă tu, după tine, ar intra în acest caz de 5 ani și dacă putem să-l ajutăm. Este de văzut în baza la scrisoare, spunem, care i-a venit de la IMSS, ce fel dispunem de credit a primit de la IMSS. Mobilitate. Și ce fel de mobilitare, în sens în ce cualifică și în baza la acela să individu legea care spune ce fel de prescriere, dacă este de 5 ani sau dacă este de 10 ani sau dacă este de 3 ani pentru că varia. În bază la tipul. Da. După tine există mai multe tipuri de mobilități care să dea chestia aceasta? Pentru că la major parte, am frică pentru că la major parte de la IMSS sunt de 10 ani, dar sunt o parte care sunt de 5 ani, de văzut, dar și este de considerat că cu perioada de COVID a fost întreruperea de prescripțiuni, ce era o perioadă care un an și ceva, care nu vine considerată în timpul și într-un fel sau altul au mărit aceeași perioadă, au săltat ca și cum nu ar fi exista perioada de un an jumătate și atunci de văzut, mai bine au prelungit, să zicem, același termenul ăla cu un an jumate de prescriere. Și chiar în timpul ăsta, spune, multe persoane au primit multe scrisori cu cereri de bani înapoi. Și mulți crezi, și da, au trecut mai mult de 5, au trecut mai mult de 10 ani. În vece, spunem, au profitat, spunem, de momentul de COVID, pentru că așa a fost lungit timpul. Că a fost propriul decretul lege și nu este de văzut timpul, este de văzut, an. Da, este de văzut, spunem, ce este scris acolo, prima de spus de dată o operiere și un răspuns. Definitiv. Atunci o să-ți anticipez eu letera respectivă mâine, când o să reușesc să mă opresc un pic. Numai bine așa să știi, văzând deja despre ce este vorba, să știi ce să-i spui dânsului la telefon când o să vrea să iau o programare, dacă îl poți ajuta sau dacă nu poți ajuta. Da, da, okay. Da. Dar trebuie să examinez, spunem, scrisoarea și așa poți să-i dă o părere, spunem, pe faptul, în baza la situația lui. Haideți, trecem mai departe. Clar. Pentru că avem timp scurt. Cristina, uite, te mai întreb ceva pe tine, apoi trec din nou la Maria. Dar, de fapt, Maria, o întrebare scurtă, rapidă pentru tine. Scuze-mă, Cristina. Nu, de fapt, stai, Maria. Scuze-mă. Mă întreabă domnul Valeriu Popescu dacă pentru un accident de muncă se poate face, dar se află în Sicilia. Ce se întâmplă cu persoanele care sunt la distanță? La distanță unde se facă? Însă acolo se facă să deschidă sinistru. Dânsul este în Sicilia, deci mă gândesc că acolo unde s-a întâmplat. Da, acolo trebuie să face, poate să primească, spunem, un risarcimentul și de la INEL, dacă era totul în regulă, pentru că dacă nu, datorul de muncă... Probabil dânsul se referă la partea dăunătoare din ceea ce privește datorele de muncă, în sensul surplusul, în general, ei vor să știe partea de legală care poate să reobțină mai mult. INA și IMSS deja se știe cum e cu și tiferul. Mă refer strict la faptul dacă din Roma se poate gestiona un dosar de acest, un proces de acest fel la distanță. Da, astăzi este posibil totul. Astăzi este posibil la distanță. Da. Ce frumos a răspuns, mi-a plăcut. Astăzi este posibil totul. Asta trebuie să fie logo. Da. În ziua de astăzi se poate totul. Deci răspunsul este da. Răspunsul este da pentru domnul Popescu, Valeriu. Doamna Simona Rotariu, în schimb, ne întreabă: dacă am un contract de colfă pentru 4 ore pe zi, 24 pe săptămână, pot plăti pentru alte 4 ore la un fond privat de pensii, astfel încât să fie considerat la pensie doar un orar normal de 8 ore și vechime de 8 ore de muncă? Unde mă pot adresa? Așa facem și tranzitul nostru, trecerea noastră de la contracte la pensii. Nu?
Da, numai că nu ține nimica de mine. În sensul că doamna ceea ce vrea... Deci m-am uitat la tine, dar nu trebuia să mă uit la tine. Nu, în sensul că, într-un fel sau altul, noi ajutăm în ceea ce privește partea de IMSS dacă își plătesc contributele la IMSS. Doamna ne întreabă dacă poate să plătească un fond privat. Fondul privat este în bază la asigurare sau fondul privat în funcție doamna de ce Simona... condiții necesare îi dau fiecare. Adică da, doamna Simona, vă garantez. Ceva de parte, nu ceva care da. IMSS-ul e ceva privat, apuntul de acest... Nu, dar, este simplu. Dacă privim acest punct de vedere, fondul privat se poate plăti în orice moment. Nu trebuie este ceva ce ne condiționează, care da? Sunt numai că trebuie ceea să ce vă adresați unei bănci. Avantaje are, da. Tot felul sunt de... bănci care fac acest tip de serviciu, de fonduri private pentru pensie, da? Vă adresați și vedeți pentru că au condiții contractuale și efectiv care este situația, care este opțiunea pentru dumneavoastră, soluția pentru dumneavoastră cea mai bună. Dar fiind vorba despre ceva privat, oricum garantat se poate face, noi în orice moment putem să plătim pentru noi dacă asta este dorința noastră, da? Da, chiar și eu. S-ar putea să fie o soluție astea de viitor. Nu, chiar mă gândeam, sincer vorbind, da. Acum aparte, chiar am o fată cu care mi-a trimis o chestie foarte interesată, pero logic încă n-am apucat să o studiez și vreau să studiez nu numai partea aia, și vreau să mă interesez la mai multe, pentru că mai ales cu acest asenio unico, care trebuie să recunoaștem, fiind totul, toate lucrurile într-unul, nu mai bine îți dă posibilitatea să faci ceva pentru copil, cum m-am gândit eu de mult timp pentru Eliza, să fac până la 18 ani sau până la 20 de ani, un fond, un piano de acumulă, nu știu cum să-l numesc. Da, adică bănuții să intre acolo să nu te atingi de ei. Ei, da, până la 18-20 și din câte am înțeles eu, nu știu acum dacă e o asigurare sau dacă este o societate privată de capital sau cum funcționează, că ți-am zis încă n-am avut ea, dar este foarte interesantă ideea, acei bani, ca să nu te atingi propriu de ei, ai posibilitatea să faci aceste fonduri sau piano de acumulă și copilul efectiv să se trezească la 18-20 de ani, poate și cu un ceva în plus, pentru că bănuiesc că nu este doar un cont de depozit în care îl pui și nu se întâmplă nimic. În general, trebuie să ai un câștig, că îl pui acolo și ții banii ai acolo, într-un fel sau altul blocat. Și de asta vreau să încerc să mă uit. Vrei să vezi care sunt dobânzile, da, dacă bravo, se oferă dobânzi. Dacă se oferă, care sunt condițiile, ce trebuie să funcționeze, cum funcționează, înțelegi? Mă, normal ar trebui să fie dacă sunt la termen. Asta vreau să zic, înțelegi? Da, da. Și numai bine pe partea asta să ne interesăm. Pentru că îți dai seama, foarte multă lume, eu cred, din punctul meu de vedere, eu ca și părinte, mai ales acum că mi se dă, când înainte când ți se dădea un bustă pagă, nu-i simțeai. Pentru că ți se dădea un bustă pagă, erau banii care ți intră. Separat. Acum ți intră propriu separat. Dacă tu ai posibilitatea, undeva pe 20 ale lunii, pentru că asenii unii intră în 15 și 20 și pe 20 deja să ți se ia banii ăștia din cont și să se mute în planul ăsta de acum, tu practic nu faci nimica, pentru că oricum sunt separați bănuții aia. Perfect. Și eu cred că ar fi o idee bună, pentru că foarte mulți, din punctul meu de vedere ca și părinte, eu cred că foarte mulți părinți ar vrea să facă ceva de genul ăsta. Doamna Simona întreabă exact fix precis asta. Revine și ne întreabă dacă se poate plăti la IMSS contribuția pentru pensie. Deci, în ceea ce privește doamna... Să-i răspundem doamnei Rotariu. Deci, doamna, Simona. Doamna Simona. Doamna Simona este în considerare, este luată în considerare acest lucru. Versamentele voluntare care se pot face, în general, se fac când mai ai puțin și intri la pensie. Ca și în România, doamna Simona. Ca și Simona. În România. Numai când că aici sunt sume foarte, foarte elevate. Nu sunt sume... De 100 de euro sau de 200 de euro sau de 300 de euro. Asta e problema. Avem pe cineva în direct și apoi revenim la discuția noastră. Bună seara! Bună seara! Puțin mai tare. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Bună seara! Mă numesc Cetaru Pavel. Domnul Pavel. Vă sun de la Dispoli. Din la Dispoli. Perfect. Ia spuneți, vă rugăm, la ce întrebare vă putem răspunde? Sper să-mi răspundeți la întrebarea. Noi vom încerca. Da. Eu aș vrea să-mi spuneți dacă pot să ies la pensii, în legătură cu pensia. Bine, da. Am 19 ani și 3 luni lucrat în România. În Italia am lucrat în regulă 19 ani și 10 luni și m-ar interesa dacă am 62 de ani și 4 luni
și aș vrea să știu dacă pot să ies la pensie sau nu. Deocamdată, dacă într-adevăr anii sunt cei care spuneți dumneavoastră, adică dacă vi s-a dat confirmarea din cineva, de la Casa de Pensii din România în ceea ce privește anii de România și dacă vi s-a dat confirmarea pentru anii, a fost la un patronat care a știut să facă calculele și vi-au dat, vi-au specificat că acești 19 ani sunt într-adevăr 19 ani. 19 ani și 3 luni. Am înțeles. Deci, practic, dumneavoastră, în momentul de față, ați avea între România și Italia undeva la 38 și jumătate, maxim 39 de ani, da? Întrebarea mea este în felul următor. Dumneavoastră, pensia pentru România sau pentru Italia o vreți? Eu vreau și pentru România și pentru Italia. Adică câți ani aveți dumneavoastră în momentul de față? 62. 62. Dumneavoastră, da, puteți să faceți cererea de pensie pentru România, pentru început, pentru că aveți anii necesari ca să puteți să cereți pensie anticipată în România și mai ales dacă sunteți în Italia și lucrați în Italia, fără nicio problemă, nici n-are sens să mai pierdeți. Trebuia să faceți cererea acum 5 ani de zile, aveați posibilitatea, nu 5 ani, acum 3 ani de zile deja aveați posibilitatea să faceți, 2 ani, 3 ani de zile puteți să faceți această cerere de pensie anticipată pentru că aveați anii necesari între România și Italia să faceți această cerere. Dar, din păcate, puteți să o luați doar pentru România, pentru că, în ceea ce privește Italia, în momentul de față, pentru bărbați, este cea mai scurtă, să zicem așa, sau cea mai fatibilă cerere de pensie este cota 102, care cota 102, pe lângă cei 38 de ani de contribute, care ar trebui văzut să nu fie mai mult de 3 ani de figurative, dumneavoastră ar trebui să aveți măcar 64 de ani, ceea ce, din păcate, dumneavoastră, ca și vârstă, nu reușiți să ajungeți. Înțelegeți? Deci, dumneavoastră, dacă merge legea, în momentul de față nu se știe acum, pentru că trebuie să luăm în considerare că avem un nou parlament, avem un nou prim-ministru și toate cele, nu se știe ce va fi anul viitor, adică s-ar putea să fie foarte, foarte multe schimbări. Cum zicea și colega mea, sunt foarte, foarte multe tranziții, sunt niște ani de tranziție în perioada aceasta, dar dacă legile rămân în momentul și de față cum suntem acum, din păcate dumneavoastră, până la 64 de ani nu ați putea să faceți cererea. Cel puțin pentru Italia. Pentru România puteți fără nicio problemă să o faceți. Și vă recomand cererea să vină făcută din Italia. Pentru că există foarte multe avantaje, pentru că în primul și în primul rând dumneavoastră trebuie să trimiteți anii de aici ca să vi se dea ok-ul pentru pensia din România. Pentru că fără anii de aici, dumneavoastră nu ați ajunge, nu ați avea condiția necesară ca să puteți să cereți această pensie anticipată din România. Am fost la un CAF acum 2-3 zile și mi-a dat un extras de cont cu anii lucrați aici în Italia. Așa. Am 19 ani și 10 luni. Dar mai departe trebuie să faceți cererea de pensionare, exact cum zice Cristina. Eventual vă lăsăm un număr de telefon. Sunteți foarte aproape de noi, da? Puteți să veniți la noi la birou. Eu aș vrea să vă contactez, să iau legătura direct cu dumneavoastră. Perfect, da. Vă lăsăm un număr de telefon și rugăm colegii din regie să scrie numărul nostru pe ecran, dacă este posibil, în așa fel încât să-l scrieți dumneavoastră și alte persoane interesate. Dați-ne un telefon în timpul săptămânii de luni până vineri, da? La ce oră poți să facem? De la 9 la 1 și de la 2 la 6, am zis așa. De la 9 la 13, de la 14 la 18, de luni până vineri, da? La ce număr? 06 06 702 702 7711 77 11. Da, exact, 11, da? Bun. Cereți cu Cristina direct, pentru că deja o cunoașteți, știți că ea se ocupă de pensii, da? Eu acum am auzit la televizor, da. Și, la emisiunea asta și v-am sunat în direct. Da. Luați în considerare că va trebui să ne auzim un pic la telefon. De ce? Pentru că ca să putem face această procedură de pensie anticipată prin IMSS pentru Casa de Pensii din România,
va trebui să pregătim niște documente, printre care dumneavoastră va trebui să aveți originalul de la libretul de muncă, cartea de muncă, libretul militar, adeverințe de grupă, tot ceea ce aveți dumneavoastră, din păcate va trebui să le aveți aici, pentru că va trebui să mergeți să faceți o copie autenticată la consulat, da? Deci ne vom auzi la un telefon și vom explica un pic, pentru că e o procedură, da, nu neapărat complicată, e o procedură care trebuie să urmărească anumiți pași și dacă o urmărim în maxim o lună, putem să depunem dosarul de pensie și fără nicio problemă, vă spun sincer, chiar am început să vină răspunsurile de la dosarele care le-am depus și timpii sunt destul de mici, adică între 6 luni și un an de zile deja avem răspunsurile la dosarele de pensii. Bine, adică dacă o faceți în modul acesta, fără nicio problemă, veți avea un răspuns destul de, într-un timp destul de bun. În schimb, dacă faceți cererea de pensie, din păcate, din România, este mult mai întârziat, pentru că casele de pensii din România, chiar asta vroiam să și specificăm la un moment dat la problemele care le-am avut și discuțiile care le-am avut cu anumite case de pensii din România, tind să trimită dosarele la Terni sau la alte, să zicem așa, centre internaționale, care din păcate sunt foarte, foarte blocate din prea multe cereri care le-au în curs și nu reușesc să dea răspunsuri nici măcar după 2-3 ani de zile. Așa că vă convine, dacă sunteți în situația, cum a zis colega mea, sunteți la dispoziție, nu sunteți departe de noi, ne auzim la un telefon, vă facem noi programările, ne organizăm în așa fel încât să vă facem să pierdeți cât mai puțin timp posibil, dar în același timp să facem procedura într-o manieră destul de simplificată, în așa fel încât să nu trebuiască să așteptați 2-3 ani ca să aveți cererea de pensie sau decizia de pensie. Bine? Mie mi-a spus la casă, m-am dus la cap și mi-a spus că dacă faci 20 de ani de contribuții în Italia și aveți vârsta asta, după 1 ianuarie, eu practic în decembrie, pe 17 decembrie fac 20 de ani de contribuții aici în Italia. Mi-a spus că în ianuarie poți să veniți și să-mi de vorbă ce documente vă trebuie. Mi-a spus că îmi trebuie un document de la Casa de Pensii din România, cu anii lucrați în România. Dacă dumneavoastră ne sunați, o să vă explicăm totul, pentru că nu știu acum ceea ce a vrut să vă spună CAF-ul. În primul și în primul rând, cei 20 de ani care îi aveți în Italia se cer doar când trebuie să faceți pensie de vechime. Care pensie de vechime, în momentul de față, cu legile care sunt în momentul de față, este la 67 de ani. Din când am înțeles de la dumneavoastră, nu vreți să ajungeți la 67 de ani să luați pensie, vreți să luați pensie mai devreme. Și numai bine, procedura care noi am face în momentul de față, o facem în așa fel încât să cerem pensie anticipată pentru România, pentru că oricum nu mai lucrați în România și nu cred că vă întoarceți să mai lucrați în România acum până la 65 de ani, una la mână, și să, dacă tot aveți anii, condiția anilor îndepliniți, adică undeva la 33-34 de ani, nu mai țin minte acum pentru că trebuie văzut anul și luna când sunteți născut în România, dumneavoastră deja puteți să beneficiați de această pensie anticipată deja din momentul de față. Asta una la mână și a doua, să zicem așa, a doua procedură care noi în același timp cu cererea de pensie pentru pensia de România este aducerea acestor ani din România direct către Italia. Iar la finalizarea deciziei de pensie românească, noi vom avea și anii din România aici în Italia, în așa fel încât dumneavoastră când ajungeți la 64 de ani, în cazul în care va rămâne doar cota 102 încă în piedi, când veți face cererea pentru pensia italiană, să dureze 3-4 luni să aveți răspunsul, pentru că aducând anii din România, este mult mai rapidă procedura, pentru că aveți deja condițiile necesare. Dar aia este o procedură care vi se va explica după aceea. Nu intră cu nimic în momentul de față. Important este că noi ne auzim, vă cerem documentele, vă explicăm care sunt pașii care trebuie să-i urmăți, în așa fel încât să aveți cererea, ca să aveți pensia din România cât mai repede, ca să nu mai pierdeți mai mult timp, pentru că fiecare lună care trece este o pierdere de bani pentru dumneavoastră, bineînțeles. Asta pentru România, pentru că este cea care puteți să o obțineți la momentul de față. Pentru Italia încă mai avem câțiva anișori până când ajungem la punctul respectiv, dar noi pregătim terenul și pentru aceea. Stați liniștit, vă vom explica totul când veniți la noi. Bine? Bine, vă mulțumesc. Perfect, numai bine. Așteptăm să ne sunați, bine? La
încerc să vă sun, să-mi dați mai multe detalii. Perfect, fără nicio problemă. Documente. Fără nicio problemă. Numai bine, la revedere. O seară plăcută. Da, 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 da. Seară bună, seară bună. Știi, mă gândeam săptămânile astea câte situații în contradictoriu se întâmplă în perioada asta. Da. Da? Adică foarte multă lume se teme că pierde locul de muncă. Da. Dar foarte multă lume caută să cumpere o casă, să facă un mutuo. Dar pe de altă parte, ratele au sărit foarte mult și au crescut pentru că crește roborul, se numește în română acum taxele, nu știu cum să le numim noi. Inflațiune. Crește inflația, da? Adică suntem într-un moment al contrastelor. Eu așa cred. Eu așa văd situația asta în care nimeni nu știe ce să facă, dar toți am face ceva. Nu? Oricum, ce voiam să vă fac, atenția asupra unui lucru, faptul că atunci când mergem să cumpărăm o casă, trebuie să avem în preajma noastră sau lângă noi un consultant. Este adevărat că cer bani consultanții, da. Așa este, trebuie plătiți, da? Dar vă rog, luați în considerare acest lucru pentru că aveți foarte mulți termeni necunoscuți. Sunteți în fața unor agenții imobiliare care de cele mai multe ori nu joacă fair play, da? Este foarte adevărat. Ok? Bun. Aveți de-a face cu bănci, cu instituții cu care nu v-ați mai întâlnit. Aveți de-a face cu plăți prin cec, adică ASENI, și mulți dintre noi nu avem aceste cecuri sau le avem pentru prima dată în viață atunci când cerem acest împrumut. Nu știu, mi-a venit în minte acest subiect pentru că foarte multă lume în ultima perioadă cere să facă un mutuo, da? Să-și ia o primă casă, să zic așa, da. Un credit bancar pentru un credit imobiliar, se numește în limba română. Cineva ne sublinia așa frumos astă seară pe Facebook că vorbim mai multe limbi. Da, este adevărat, eu întotdeauna am spus lucrul ăsta și țin să-l subliniez în continuare. Suntem într-o țară unde împrumutăm termenii. Partea moldovenească vorbește cu accent și mai mult italiană decât română. Cristina este obișnuită cu termenii ei și tot la fel îi folosește foarte des, dar de multe ori poate că facem bine că îi folosim, pentru că așa îi înțelegem cu toții. Dar spunem dacă... dreptate, și în România sunt multe dialecte, pentru că depinde, spunem, de unde... Din ce zonă ești, da, nu? Așa și Moldova, dar noi avem în Moldova, din România. Da, se vorbește exact cum vorbești tu. Iar în România, în Oltenia, se vorbește fix cum vorbesc eu. Bun, oricum, revenind la ceea ce vă spuneam mai devreme, sună așa un pic propagandist sau sună a vreau să fac publicitatea acestor consultanți, dar nu este chiar așa, în sensul că este mult mai bine să apelați la serviciile unor oameni în care aveți încredere, dar care vă pot însoți la agenția imobiliară, la bancă sau de cele mai multe ori sunt ei care fac aceste lucruri, dumneavoastră nici nu-i vedeți, mergeți în continuare la lucru și ei se ocupă să verifice, să controleze ce bănci dau aceste împrumuturi, să vă spună ce opțiuni sunt mai bune. De multe ori sunt mici lucruri acolo pe care noi, din păcate, nu putem să le facem singuri. Eu nu am făcut singură, poate nici Cristina nu a făcut singură și așa mai departe, și mi-am dat seama că în ultima perioadă sunt foarte multe plângeri, sesizări în acest sens, da? Oameni care au avut de-a face cu agențiile imobiliare și nu au avut o experiență foarte plăcută. Pentru că interesul agenției imobiliare este ca să vândă, pentru că spunem percentual. Să vândă, dar nu neapărat fair play, adică nu vinde neapărat mulți. Să, deci, sunt mulți te care... pun să ia persoanele care, mai ales dacă vii, tu ești, ia în considerare o familie simplă care vrea să-și cumpere casă pentru că s-a săturat să plătească afitonul 20 de ani de zile sau 10 ani de zile și clar că vrea să plătească să-și ia o casă, nu? Dacă vine la tine și tu îi pui sub față niște foi, el de dragul că i-a plăcut casa, semnează orice. Și după aia te trezești că i-ai semnat, că îi dai nu știu ce comision, că într-o nu știu care dată i-ai declarat că trebuie să faci, să ai ok-ul de la bancă, că nu știu în care timp trebuie să ai... Nu știu. Asta este propoziția revocabilă, pe tot se face să-i scălească, pentru că lumea nu știe, se numește. Înțelegi? Și tocmai de asta ziceam și mai înainte și de faza cu contractului, cu TFR-ul și că vine ținut în... Nu, tindem să semnăm documentele fără să vedem efectiv ceea ce scriem și...
am avut și o persoană foarte dragi care propriu am zis, puteai să mă chem pe mine la chestia asta cu agenția și să mă trezesc că nici măcar nu se pun anumite, să zicem așa, puncte, adică tu ceri un mutuo, trebuie să, da, fie, trebuie să fie în funcție dacă să fie condiționat. Ei în schimb nu, ei îți bagă repede sub nas acolo, da, 2-3 foi, te-au pus ne să semnezi. Nici că măcar dacă actele casei sunt în regulă. Nici măcar, ca să nu mai iei și pe partea altă, că da, nu știm dacă da, casa... Da, și mie la studio a capitat, nu cum zice, așa casă. Tocmai, adică din păcate când îți iei o casă e foarte complicat. Semnat un contract preliminar care nu a fost subordonat, spunem, la relașul del mutuo, spunem. Da, sunt foarte multe cazuri. În cazul ăsta, persoana riscă să piardă banii, pentru că dacă banca îi spune nu, pentru că îmi trebuie un document, proprietarul poate zic, da, pe mine nu mă doare, pentru că tu ai semnat, aici nu a fost înțelegi, vreau condiționat să zic la mutuo. Da, da, deci este o situație foarte neplăcut, care... pentru că, într-adevăr, eu foarte multe persoane, da, am auzit pentru agenții. Agenția își face treaba și de cele mai multe ori, să zicem așa, nu ne interesează de vânzător, că vânzătorul de foarte multe ori spune, guarda, pe mine nu mă interesează tu ei, interesează și anții, impune, zice, ok, îți dau imobilul să-mi dai în vânzare, dar pui, eu nu vreau să plătesc comision sau vreau să plătesc comision mai puțin, pui mai mult la cumpărător. De ce? Pentru că vânzătorul nu este atât de disperat ca să vândă. În schimb, cumpărătorul care vrea o casă pentru el să fie, pentru că nu e că te apuci să schimbi cășile acum ca mânușile, nu? Da, și tu vrei să iei casa respectivă, ești mult mai condiționat de acest lucru decât vânzătorul. Vânzătorul că iei tu sau că eu ia... altul care vine după tine sau alte persoane 10, el n-are niciun stres. Adică când vine și la condițiile care le-a pus el, este ok. Și atunci agenția, mai ales când tu te duci la agenția sau cauți respectivul anunț, agenția întotdeauna va avea spatele vânzătorului și nu al tău ca și cumpărător și va face orice și te va pune să semnezi orice și ce document care să-i dea lui avantaj și vânzătorului, nici de cum ție ca și cumpărător. Dar nu numai asta este important. Este important că să fie o persoană calificată, că să valideze, spunem că toate actele la casă sunt în regulă, pentru că spunem dacă este un abuz, este... Voi cumpărați casa cu un abuzo care voi, comuna, dacă, cum zicem, se dă seama, vine făcut o semnalare, sunteți voi, voi obligați să... Tocmai din cauza asta, deci Mirela, într-adevăr... Dar s-au întâlnit și cazuri inverse, în cazul în care cineva a vrut să vândă, dar nu era foarte hotărâtă, nu știa bine prețul pieței, a fost pusă să semneze un contract de vânzare, un contract către agenția imobiliară, da? Semna cu o agenție. Cu agenție, dar avea acea exclusivitate de vânzare agenția respectivă și la final, de fapt, s-a dovedit că încercau să-i vândă casa fără acord la un preț pe care dânsa nici măcar nu-l cunoștea bine. Și iată, de și acolo sunt probleme foarte mari și la cumpărători, dar și la vânzători totodată. E trebuie atenție de ambele părți, da? Și nu lăsați la voia întâmplării, nu semnați documente la voia întâmplării, doar de dragul de a face ceva sau presați de cineva. Nu trebuie semnat documentul în momentul în care ni se pune în față, el trebuie citit și dacă avem dubii, putem foarte bine să spunem, da, eu vreau să vin altă dată cu altă persoană, îl citim împreună pentru că eu nu înțeleg foarte bine ce este scris aici și semnați și în altă zi. Nu trebuie semnat așa, obligator în acel moment. Bine, încă un ultim lucru și închidem pe astă seară, da, pentru că suntem, tu ești răcită, Cristina este obosită, eu... Amândouă. Mergem acasă. Nu știu cum se face că când te pui între noi, le iei și dintr-o parte și din alta. E așa un curent între una și alta. O singură întrebare, dar rapidă, pentru un răspuns rapid pentru doamna Rodica Mândru, care spune dacă trebuie să facă demanda, cerere, pentru bonus 150, pentru că bonus 200 l-a primit. Doamna Rodica, din păcate, nu avem un răspuns clar în acest moment, în sensul că nu se știe acest bonus când va fi dat și dacă va fi dat. Sunt speculații, sunt acele zvonuri pe care le citiți sau poate să fie și informații corecte, dar dacă încă nu au fost aprobate, da, încă nu se poate face nicio cerere și nu avem un răspuns concret în acest moment. De acord. Ne vedem peste 2 săptămâni. Da.
Să sperăm că nu se întâmplă nimic și că vom fi sănătoase și Romit TV ne va primi, pentru că astă seara am primit mustrarea de la Romit, care a spus, am făcut foarte puține transmisiuni, trebuie să începem să le mărim, să le facem mai des, așa, pentru că sunt multe subiecte, iată, de abordat. Avem multe informații noi, iar dumneavoastră cu siguranță aveți multe cazuri pe care vreți să ne le prezentați și informații pe care le doriți de la noi. Deocamdată vă spunem o seară frumoasă, un weekend la fel de frumos și să ne vedem data viitoare. Cu bine! La revedere! La revedere. La revedere.